mai vrea să pun atunci decât la companie de stat. Am lucrat o companie privată, mi se părea ceva extraordinar. Am întâlnit oameni noi, expați, oameni din alte țări, iar lucrul ăsta m-a prins foarte tare. Totuși, în anul 1997, am fost nevoit să plec de acolo, din cauza unei greșeli de ale mele. Oricum, nu mai despre subiectul, a fost o greșeală de mea, lucrul care l-am vrut să plec. Cu gândul de a mă angaja într-o companie de vânzare cărți, Oxford University Press, fără să ne s-au zis despre ea, într-un post de administrator, la vremea respectivă, plătit cu texte de dolar, cu salariul destul de bun la vremea respectivă, și unde urma ca luni să mă duc să încep. Asta s-a întâmplat în 1997, în octombrie, la sfârșitul octombrie. Dar mai atunci, Adrian și Nicolae, doi prieteni de-ai mei din Brancea, în Paciu, unde m-am născut, vecini de-ai mei și prieteni foarte buni, mi-au propus să deschidem o firmă de curea. Și am spus, da, fără nicio apăsare. Atunci, în 97 noiembrie, am deschis firma. Eu venit cu nouă și ceilalți de venit cu bani de design. Astfel, s-a început activitatea în Fancurierului, iar primul client a fost ne-a sunat și ne-a făcut prima comandă pe 16 ianuarie 1998. Chitanța lui e și acum rămantă la mine în birou, iar acel client poate trimite orice expediție pe lume, pe lume în țară, gratuit.